A revenit în studio alături de mine Florin Haidamac, scriitor, care ne va povesti ceva și de o altă carte, Dispensarul SF. Da, Dispensarul SF o am în principiu. Frumos titlu, chiar. Foarte frumos titlu, da. Dispensarul SF este volumul meu de debut. E prima carte pe care am scos-o. Conține o colecție de emoții. Emoții. Da. Dacă celelalte au fost colecții de povestiri, de idei, de apocaliptice, de... Nu emoțioane, emoții. Nu emoticoane, da, emoții. Este o colecție de emoții, da. Ce înseamnă o colecție de emoții? Tradu. Înseamnă... Trăirile tale, da, interioare. Înseamnă practica mea medicală așa cum o văd eu. Mi-ai furat surpriza că tocmai eu vreau să spun că, de fapt, profesia ta de bază este medic. De medic, da. O facultate care, cu siguranță, ai făcut-o cu plăcere, da. Dar care nu te-a învățat să fii empatic, după cum singur declari. Nu te învață nimeni, da. Nu te învață nimeni asta. Dar care profesie e și acum, de 17 ani, ești medic la Șerbăuțea, dispensarul medical. Da, da. Și o faci cu patimă și cu multă plăcere și... Îmi place ceea ce fac. Eu practic într-un alt fel. Eu mă uit la cei din jurul meu și, în general, la pacienții care vin la mine într-un alt mod. Într-un alt mod. Și atunci, care e legătura dintre cartea Dispensarul SF și profesia ta? Tocmai asta este. În carte sunt întâmplări din cabinet, sunt întâmplări... Pe care tu le consideri SF? Pe care eu, nu eu, tocmai asta este ideea, că ceea ce am scris eu acolo este normal pentru noi, pentru țara noastră, pentru vremuri din care trăim, dar în țări civilizate, în țări normale, pot părea SF-uri. A, deci, SF-uri nu sunt pentru noi. Pentru Vesu se uită pe geam și vede că ceea ce se întâmplă în această găoace numită România, este de fapt science fiction. Da, da. Nu are nicio legătură cu realitatea care ar trebui noi să o construim. Ceea ce noi considerăm normal, pentru alții este SF. Da. Bine, deci gândit, cam așa este. Și nu la modul... Nu, într-adevăr este o pledoarie pentru empatie, pentru un mod de a privi ființa umană în suferință, mai ales altfel decât probabil o fac, nu vorbesc de colegii mei, decât o facem noi, ceilalți oameni. Pentru că de multe ori avem tendința că atunci când vedem un om în suferință să îl ocolim, să nu ne batem capul, să nu ne luăm pe umerii noștri problemele lui. Și asta noi construiți ca oameni. Oamenii sunt individualiști. Omul este setat pentru supraviețuire, nu, în orice condiții. De multe ori, în foarte multe situații de supraviețuire, cei slabi sunt lăsați în urmă. Astea sunt legile naturale. Asta este selecția. Asta este legea naturală, nu ai ce să faci. Eu am pus în cartea asta foarte mult emoții, tocmai prin faptul că eu privesc ființa umană altfel. Privesc ființa umană altfel, într-un alt mod. Într-un alt mod. Pentru mine e o chestie de... Am ajuns într-o vreme să pot să empatizez atât de mult cu cei aflați în suferință, încât parcă mă durea pe mine, parcă mă afecta pe mine, la nivel emoțional. E complicat. E destul de complicat. Adică, eu îți dau un exemplu. Am avut un pacient foarte bolnav, la modul că era terminal. Cum avea o suferință cronică, urâtă, terminal. Întâmplarea a făcut ca într-o zi să mă chemi până la el, pentru că, na, simțea rău. Eu m-am dus la el la îngrijiri paliative, m-am dus la nu mai aveam ce să fac. În ziua aia aveam eu o suferință foarte acută fizică. Mă durea stomacul foarte, foarte, foarte tare. Dar foarte tare. În fine, și am fost la el acasă, din vorbă în vorbă, m-am întrebat ce mai faci, m-am întrebat și el ce fac, în fine, a aflat el că mă doare foarte tare stomacul și aș fi și eu bolnav. A doua zi, fiindu-i la fel de rău, o ruga pe cineva să-l aducă la cabinet, așa cum era el, pe ultimul drum. Da? Pentru că el știa că eu sunt bolnav și nu a vrut să mă facă pe mine să mă duc eu la el, eu fiind bolnav. N-am știut în momentul în care o vin la mine
cine pe cine vindecă. N-am știut. Bineînțeles, el s-a stins la câteva zile, dar gestul m-a impresionat foarte, foarte mult. Interesant, vezi? Despre asta e vorba. Da. Despre asta e vorba. Vezi, preotul este doctorul de suflete. Da, doctorul da, este, da, da, da. Medicul este doctorul de vieți. Dar dacă se gândește legătura între suflet și viață, dar nu se pot disocia, sunt intime. Este mai mult decât... Nu se pot disocia, da. Sunt intime, deci sunt chestii care sunt întrepătrunde atât de intim încât n-ai cum să le separi. Numai cum. Știi, mi-a plăcut un filmuleț realizat de colegii noștri de presă de la Monitorul TV, redactorul Sergiu Rosu și editorul Mugur Moscaliuc. Au realizat un filmuleț cu tine. Mi-a plăcut extraordinar de mult și aș dori ca să-l vedem împreună cu telespectatorii un scurt fragment din acest film, pentru că este o capodoperă a unei mari realizări, una din marile realizări ale tine, ale tale pe linie profesională. Și rog regia să ne dea filmul. Ploaie, vânt, ninge, grindină, tot ce vrei tu, trebuie să te duci să rezolvi treburile. Exact ca pe front, ca în linia de. Tu ești primul ostaș care merge la locul fapt. Într-o secundă, mai ales acum la 30 de km de cel mai apropiat spital, într-o secundă, deciziile tale pot face diferența de viață și moarte. Dar nu se plânge și merge mai departe. Mi-mi place ceea ce fac, deci nu mă plâng. Stai să vezi cât e greu. E greu, într-adevăr, dar dacă vrei să muncești, dacă nu, las pe altul. Dacă vrei să ai o viață liniștită, te făceai șase plecat. Tic, tac, tic, tac. Timpul se scurgea pentru Rebecca, o fetiță de numai 2 ani din Șerbăuți. Născută cu o malformație la inimă, cu o surioară care a murit la 5 zile de la naștere din aceeași cauză, Rebecca avea nevoie urgentă de 10.000 de euro pentru o intervenție chirurgicală, bani pe care, evident, statul nu îi putea asigura. De la Iași, părinților li s-a spus că fără operație, Rebecca nu mai are mult de trăit. Nu mai am speranțe. S-au dus totuși unde în altă parte decât la medicul din sat. Florin își amintește perfect ce anume i-a atras atenția când Rebecca a intrat pe ușa cabinetului său. Privire. Privire. N-ai mai văzut așa. Deci privirea aia, când am văzut-o acolo pe canapea pe la mine, că se uită așa și... Trist. Înfelător. Și atunci, nu știu, a fost așa ca un declic, așa ca un... Zic, nu. Trebuie să te implici. Ai simțit atunci că... Că nu. Uite, fetița aia putea muri. Eu nu pot sta. Deci nu pot nici ca om, nici ca medic să am pe cap așa ceva. Nu pot. Pentru o chestie legată de bani. Nu pot. N-am vrut să accept nicio formă. Iar doctorul, tatăl unui băiețel în vârstă de 11 ani, a provocat atunci o avalanșă. A scris pe blogul său despre drama Rebeccăi, povestea tristă a fetiței a fost preluată de Monitorul de Suceava, apoi de alte publicații și televiziuni și, în scurt timp, inima bolnăvioară a micuței bătea la unison cu alte sute de inimi. Suceava a dansat pentru Rebecca pe esplanada Casei de Cultură. Oamenii au donat bani, iar... Surpriza mea a fost imensă când eu în 2 săptămâni și un pic de campanie am scos toată suma. Operația a decurs cu succes într-o clinică din București, iar atunci s-a produs o nouă minune, tot în dispensarul SF. A fost primul moment când a zâmbit. Și apoi, pa, de? Deci după ce am schimbat, a fost primul moment ăla a fost când am văzut o câțiva și s-au schimbat ochii, s-au schimbat privirea. Într-o țară care produce doar adaos comercial, cum îi place să spună, Florin Haidamac luptă cu una dintre cele mai cumplite boli, nepăsarea. Scriitorul Haidamac s-a sfătuit cu doctorul Haidamac și au pus la cale un troc. Cărțile primului, în schimbul donațiilor pentru medicamentele pacienților celui de-al doilea. Proiectul se numește Carte pentru Medicamente. Cumpere o carte pe blogul vindecătorului, iar banii merg într-un fond pentru pacienții dispensarului SF care nu își pot permite tratamentul. Poți rămâi singur pe lume în 5 minute. Nu-i greu. Deci nu-i greu. Ceea ce îți scoate greu este să trăiești singur în întuneric cu vieții tale. Părăsit și abandonat. Doctore, m-am vindecat. Ne-ai vindecat. Acolo, în linia întâi, să știi, nu ești singur. Nu sunt nici mulți, e drept. Dar într-o bună zi, poate în țara asta vom câștiga războiul cu indiferența, cu nepăsarea, cu un sistem bolnav aparent incurabil. Într-o bună zi, poate.
Da, într-adevăr, o da. Peliculă și o realizare totuși deosebită. Încă o dată îi felicit pe colegii mei de presă, dar te felicit pe tine pentru gestul tău de aici, înalt umanism. Eu n-am fost decât cel care a prezentat situația și disperarea. Deci eu n-am făcut decât atât. Eu doar am prezentat. Cei care merită felicitați sunt într-adevăr colegii de presă, cei care au făcut posibil monitorul în special, plus toate televiziunile la care am fost, dar cei care trebuie cu adevărat felicitați sunt cei care au contribuit, care au făcut posibilă treaba asta. Sunt cei care au crezut în șansa unui copil, sunt cei care au crezut în mine, pe de altă parte, pentru că le-am arătat cam ce avem de făcut. Cu siguranță ai văzut-o pe Rebecca? Da. Fetița este bine, crește, se dezvoltă, merge la școală, e chiar în regulă. Deci chiar eu un câștig foarte mare. 6 ani. 6 ani. E un câștig foarte, foarte mare. Într-adevăr, este viața unui copil care avea nevoie de o operație pe cord deschis. A fost simplu. Făcută la noi în țară, deci nu pe afară. Într-adevăr, costurile mari, dar a meritat. A meritat. Fetița este bine. Nu e meritul meu. Nu e al meu, pentru că eu n-am făcut decât să scriu pe blog, în speranța că mă va auzi cineva și poate îi vom ajuta. Totuși, nu ai fost nepăsător față de această situație și inima din tine, empatia de care discutam, ți-ai insuflat dorința de a o vedea salvată, pentru că, după cum se spunea și material, zilele erau numărate. Da, tocmai asta am spus de fiecare dată, nu a fost o chestiune de moft, nu a fost o chestiune de eu știu, domnule, are ceva și nu se simte bine. Nu. Sau ceva care poate fi corectat prin medicație, nu. Înseamnă că această carte din Sfântul SF a rămas lipită de inima ta în acest caz. Cu ajutorul cărții. Cartea a fost implicată în campanie, Care s-a implicat, ai ajutat această fetiță minunată ca să fie salvată. Eu sunt curios ce destin va avea fetița asta. Da, ceea ce este important este că nu te va uita niciodată. Așa sper. Eu pe ea în niciun caz nu. Este al doilea copil, să zicem, da, ți-ar fi aproape. Da. Eu pe ea în niciun caz așa, dar nu știu ea. Sunt foarte curios ce destin are. Sunt foarte curios. Pentru că ea a pornit cu o problemă, da? Cu o afecțiune care îi punea probleme de dezvoltare, atât fizică cât și, deci, na, e copil în creștere, motorul principal, inima, cea care furnizează sângele pentru întregul organism, nu funcționa cum trebuie. Ba mai mult, era în pericol de a muri. Deci aici a fost drama. Deci pericolul era real. Și aici a fost declicul. Cel care o sensibiliza probabil foarte, foarte multă lume. Eu am spus, am avut doar rolul de a prezenta. Spune, Florin, cum este viața la țară? Nu de Duiliu Zanfirescu, trăită de tine, pentru că ești medic în Șerbăuți, este o zonă rurală. Da. Nu ți-ai fi dorit să fii la oraș? De-aia te întreb cum este viața acolo. Eu am vrut să fac chirurgie plastică, nu s-a putut, au fost niște condiții, în fine. Dar viața la țară este foarte frumoasă. Deci este foarte frumoasă. România este fascinantă. România este fascinantă, credem. Deci viața la țară are un farmec aparte. Acolo, cum să spun, oamenii sunt diferiți față de cei de la oraș, cu tot respectul pe care l-am și cu toată considerația. Oamenii sunt diferiți. Oamenii încă mai au un set de valori, oamenii încă mai au respect, oamenii încă mai au bun simț. Și se ancorează în tradiții. Sunt ancorați în tradiții și oamenii încă nu sunt atât de informați cum sunt cei de la oraș, în special în domeniul medical. Deci, oamenii care au acces la informații, care au acces la Google, își pun diagnostic singur, își dau tratamente singuri. Deci sunt atotștiutori.
La țară încă mai există respect pentru medic, pentru popă, pentru polițist, pentru primar, pentru toată lumea. Și există încă doza aia de bun simț, pentru că, din păcate, noi lucrăm cu o populație îmbătrânită. Populația activă este plecată. Au rămas în țară copiii și bătrâni. Populația activă, în mare majoritate, este plecată. Bătrânii ăștia au construit România de astăzi. Desculți, în opinci, prinzând vremuri, atenție, prinzând vremuri foarte grele, de foamete, de război, de orice, de colectivizare, deci vremuri cumplite. Și totuși, bătrânește pe care îi avem noi acum au construit România cu mâinile goale. Noi nu suntem în stare să facem un drum. Pe care alții au distrug. Noi nu suntem în stare să facem un drum. Nu suntem în stare să facem un tren, nu suntem în stare să facem un metrou. Nu pun problema că vom fi vreodată în stare să facem un Transfăgărășan, o porție de fier, un canal Dunării Marea Neagră. Exclus. Bătrânii ăștia au făcut tot. Ei au un mod de a percepe viața și un mod de a vedea lucrurile extrem de simplu și extrem de sănătos. Și dacă înțelegi chestiile astea, nu ai dificultăți în a te adapta și în a putea să comunici și în a putea ajunge aproape de ei. Este foarte simplu. Este extrem de simplu. Numai să poți. Și să vrei să gândești lucrurile exact așa cum sunt ele. Pentru bătrânii ăștia, eu de multe ori învăț de la ei normalitatea. De foarte multe ori. Pentru că iureșul în care trăim în fiecare zi, pe fiecare din noi, îl afectează. Într-un fel sau altul, fără să vrei, fără să dai seama, te afectează. Iar eu de la ei învăț normalitatea și calmul. Și atunci e simplu. Nu e atât de greu. Este greu la modul că eu sunt departe de spital. Dacă se întâmplă ceva, eu sunt linia întâi, acolo trebuie să fac toate chestiile. Până vine ambulanța, dacă vine, dacă nu vine. Sunt situații, dar sunt profesionale pentru care eu m-am pregătit. Dar eu am spus-o tot timpul. Eu nu vin la oraș ca medic. Nu îmi place. Mi-mi place acolo. E bine. Nu te-ai mutat chiar direct acolo? Nu. Mai este satul din Moromeț, este un sat un pic mai crescut, emancipat. Eu sunt crescut pe betoane, mi-e place zgomotul orașului. Căldura betonului, îmi plac foarte multe alte chestii. Dar, și bălțile de după ploaie. Da, și gropile din asfalt. Toate astea au farmecolor, toate astea îți amintesc că ești viu, că trăiești, că există și uite că ai încă ceva de făcut. Deci orice drum în țara asta îți amintește că ai ceva de făcut. Dacă am prea multe, nu știu cum se face. Asta e situația. Nu. Din 1990 tot avem de făcut, dar pe de-o parte demolăm și pe de-o parte nu. Cam greu nu facem. Construim, da. Cam greu. Da. Nu ne alegem noi lucrurile pe care le avem de făcut. Pur și simplu, astea sunt. Astea sunt. Dacă ne întoarcem, Florin, la arta scriitoricească, eu aș dori să te întreb un lucru care îl consider interesant pentru mileniul 3 în care trăim. Înainte de... Hai să mergem undeva în secolul 18-19, scriitorii simțeau pana. Simțeau cuvintele cum curg prin degete, prin vârful penei și se înșiră literă cu literă pe hârtie. Era acea emoție care se scurgea din suflet și lăsa urmele, frumoasele urmele pe hârtie. Acum a intervenit tastatura. Cum ți se pare? Care pentru tine... care este diferența? Pentru mine sunt tastele, pentru că eu scriu repede. Scriitorii din secolul 18-19, într-adevăr, scriau cu pana pentru că aveau timp. Ei nu erau ca noi, nu erau ca oamenii moderni, de acum, care trebuie să facă 50.000 de chestii într-o zi. Să mai și scrie, să mai și citească, să mai și documenteze. Deci nu aveau astea pe cap. Îmi place foarte mult să scriu. Când fac o documentare pentru o povestire sau pentru un roman sau când așa, eu îmi scot notițele pe hârtie, îmi scriu cu pixul, deci scriu pe hârtie, de mână. Când am descris, pur și simplu, deci când am starea de scris, scriu pe taste, pentru că scriu foarte, foarte, foarte repede. Scriu foarte repede, ideile îmi vin foarte repede, pentru mine atunci nu mai stau și să mai gândesc. Cuvintele pur și simplu e rup. Eu am foarte multe lucrări în care, pe care le-am început,
cu două, trei fraze. Le-am lăsat 4-5 zile, săptămâni, nu știu. Iar în momentul în care am avut starea de a mă apuca de ele, cuvintele pur și simplu au ierupt din mine. Eu niciodată nu știu la o povestire sfârșitul sau la un roman. Habar n-am. Eu știu doar începutul. Și pentru că a venit vorba de sfârșit, la tine da. E cu happy end sau va urma? Am încercat de fiecare dată să las o speranță pentru rasa umană, de fiecare dată. Și pentru oameni în general. Deci se poate spune că e cu happy end. E cu speranță, e cu happy end, e cu speranță. Te întreb pentru că există și varianta de sfârșit întunecat așa, fără... Există. Eu am abordat și treaba asta într-o povestire, chiar în volumul... Care lasă loc cititorului da. Să caute el o continuare, chiar dacă continuarea nu o citește. Da, da, da. Dar varianta salvatoare, să o imaginezi, este o găselniță scriitoricească apărută de ceva timp în urmă, care prinde. Prinde și asta e frumusețea literaturii SF, să spunem așa, pentru că îți descătușează imaginația. Te lasă pe tine să imaginezi ce-ar fi dacă sau cum aș face eu în situația asta sau ce aș gândi eu sau cum aș vedea eu lucrurile. Deci sunt foarte multe chestii. Eu chiar m-am încercat într-o vreme să las la aprecierea cititorilor finalul unei povestiri. Măi, cum v-ar place să fie? cum v-ar plăcea să fie? Da? Deci cum ați vedea voi că s-ar termina lucrarea asta? Și acum că mai avem puțin timp la dispoziție, ce mai pregătești? Ai ceva în pregătire? Da, am două lucrări, două proiecte pe anul ăsta. Prima este, tot am vorbit de colegii de la Monitorul, prima este o colecție de texte cu tot ce am publicat în Monitorul de aproximativ 3 ani. Am văzut că o prins foarte mult și mă citește foarte multă lume și aș vrea să le fac un cadou, un volum. Iar a doua este o lucrare un pic de anvergură mai mare, care mi-a fost sugerată și cerută cumva prin rugăminți de către editura la care am publicat romanul Apophis și Olympus Mons. Este un roman care se cheamă Eli. Este un roman SF. Eli. Da, nu colecție de povestiri, nimic. Roman de la cap la coadă, fluent, care tratează tot. Eli este numele personajului principal? Da. Sau nu ne mai... Gata, ajunge. Suficient. Dar are o legătură cu acel ce celebru Eli pe care îl știm noi dintr-un anumit moment al istoriei. Eli Lama Sambactani. Are o legătură cu treaba asta. Dar va fi romanul Eli, bazat în principiu pe călătorii în timp și nu pot să spun mai mult. Nu, chiar te rog că să lăsăm publicul cititor să admire ideea finală când va apărea cartea. Da, un singur lucru, dacă îmi permiți. Toamnă, iarnă. Un singur lucru, dacă așa tot am vorbit de Apophis și de carte, cartea poate fi comandată de pe internet. Deci eu nu am 5 exemplare de autor, atât am primit eu de la editură, nu o vând eu. Da, cartea poate fi comandată de pe internet, chiar pe pagina mea de Facebook, este legătură, este link. Cine da, pagina dorește. Ta de Facebook, Florin Haidamac. Da. Și acolo ai link. Este link-ul unde poți să faci comandă la editură, este și un discount pentru comenzile online, e chiar în regulă, chiar. Și cartea are prețul unui pachet de țigări, deci nu-i deloc scump. Nu-i deloc scump, da. Mulțumesc, Florin, pentru clipele acordate. Eu îți doresc spor la scris și mulțumesc. Satisfacție în continuare cu peste 17 ani, încă cel puțin, deși cred că mai mulți. Cine la știe. Dispensarul SF din Șervoți. Cine știe. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Și eu. Mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit. Ne întâlnim joia viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim. Și nu uitați, construiți în bine lumea în care trăim. La revedere și numai bine!